pentru întreaga Biserică Romano-Catolică, Miercurea Cenușii. Vă salutăm cu multă bucurie de la microfoanele RCIS Media, Alexandra Cojan și Părintele Adrian Blăjuță. Lăudați să fie Iisus, iată, ne pregătim pentru o nouă transmisiune, celebrări din Miercurea Cenușii. În vecii vecilor, Alexandra, bun găsit, dragi prieteni, într-adevăr. Începem, sau mai bine zis, pregătim o transmisiune specială, dar dintr-un timp special. Începem acest timp de 40 de zile, timpul postului mare, și începem acest timp tocmai în această zi de miercuri. E Miercurea Cenușii. E o zi care putem să spunem că dă startul la ceea ce vrem noi să facem, să descoperim în acest timp sfânt de 40 de zile, și de aceea avem într-adevăr celebrări speciale. Avem calea Sfintei Cruci, peste câteva momente, suntem acum, va începe din clipă în clipă, calea Sfintei Cruci și va fi condusă pentru prima dată, iată, în acest timp sfânt de preasfințiții noștri Iosif Pauleț și preasfințitul Petru Gherghel. Și bineînțeles, apoi avem și Sfânta Liturghie din Miercurea Cenușii, în care adevărat sfânt, un timp la care, iată, în cadrul căruia suntem invitați să ne regăsim pe noi, și cred că e binevenită citirea mesajelor care ne-au venit în această perioadă de la Sfântul Părinte Papa Francisc, de la episcopul nostru Iosif Pauleț. Avem atât un mesaj scris, text, pe site-ul episcopiei noastre, dar și un mesaj video pe pagina Facebook a episcopiei noastre, prin care tocmai suntem îndreptați, sigur, aceste sfaturi care vin la început de post mare, dar suntem, să zicem, îndreptați spre o trăire cât mai frumoasă, cât mai fructuoasă a acestui timp sfânt. Așa de frumos a vorbit și Papa astăzi, și discutam chiar înainte de această transmisiune, astăzi în omilia sa, Papa Francisc a vorbit așa de frumos despre cum putem noi trăi acest timp sfânt de 40 de zile. Da, mulți pot spune că este un timp lung, alții prea puțin pentru o regăsire, pentru o convertire. Este cel propus de biserică și este un timp binecuvântat, și cum ne îndemna și Sfântul Părinte în omilia de la Sfânta Liturghie de astăzi, într-adevăr suntem chemați să ne îndreptăm atenția și toate propunerile pe care ni le luăm în acest timp sfânt spre Domnul. Să fie ca un drum spre Domnul, ca o, așa cum a fost exodul, nu, din Egipt, să fie și exodul nostru, dar un drum către Dumnezeu milostivire. E adevărat, Alexandra, noi îi invităm pe toți prietenii noștri ca în această perioadă să ne însoțească, dacă nu pot participa la biserică, la celebrări din această perioadă, să ne însoțească în transmisiunile noastre, să dea mai departe, și în această perioadă avem transmisiuni cu adevărat deosebite, calea Sfintei Cruci, cateheza episcopului din fiecare joi, în această perioadă a postului mare, și bineînțeles Sfintele Liturghii, care sunt cele mai importante rugăciuni pentru noi. Noi dăm legătura în catedrală, unde începe calea Sfintei Cruci. Vă invităm să dați mai departe această transmisiune și în comuniune rămânem în rugăciune, și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca la sfârșitul acestui timp sfânt să ne întâlnim cu Hristos cel viu și să ne dea și nouă viață, să fim mai plini de viață, mai vii. Și pe cruce.
pomenirea Sfintei Cruci, ca să cinstim și să lăudăm maestatea ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am îniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos e osrădit la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâia. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Cruce, ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura Sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut vrednic de 1000 de ori de moartea aceasta prin păcatele mele. O, Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, o cruce mare Iisuse, pune pe umerii însângerați și El o poartă cu răbdare spre a-i mântui pe ai Săi frați. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia acum crucea pe umerii Săi ca pe un steag al luptei Sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O, Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie,
Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, ne dă-i cadere, puterile n-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăța de păcate și pentru a mă păzi să nu cadă din nou în ele. O, Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în drum spre Golgota ne tâlnește, pe prea lucrita Maica sa, durere mare îl cuprinde, văzând cum suferă și ea. Stațiunea a patra, Iisus întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, cu crucea pe umeri, cu coroana de spini pe cap, o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ce durere pentru inima dumnezeiască a fiului și pentru inima duioasă a mamei. O, Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș la durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și mamei tale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În silă, Simona, din Cirene, îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene, ajută pe Iisus să ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi, precum și aduce crucea din dragoste către El. O, Iisuse, dă-mi și mie harul ca, prin crucea ce-mi este dată, să cunosc cine ești și să învăț a te iubi și a răbda orice suferință din dragoste către tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, și Veronica, o mamă, cu milă în tine de Domnului, pe care drept recunoștință să ne tipărește chipul voi. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus și el, din recunoștință, își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Din nou Hristos vă cruce, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste dânsul cade crucea, care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O, Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au plecinuit niște dureri așa de mari. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, femei plânegându-le vână conășoară, pe drumul greu tinuitor, Iisus le neamnă să nu-l plânegă, pe el și pe copiitor. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe fiii voștri. Că de se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat ce va fi? O, Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața cea veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când penetru a treia oară, asemănăm cu dânășii, atunci când facem un păcat. Stațiunea noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și batjocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota. O, Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit Tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca din dragoste către Tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a Te urma. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus e desfoiat de haine, iar rănile cumplite de dor, și dezbrăcat ce credu-i bine, să strană păzul Tău. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele i se scot și astfel i se reînnoiesc toate rănile, pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției. Iar prin fierea cea amară și prin oțetul cel acru, ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie. O, Iisuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Hristos e răstignit pe cruce și curăce sângele e curat. El suferă ca să ne spune de răutate și păcat. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta,
printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, pe cruce, Domnul mare, noi simțim că este părăsit, n-ar misiunea necredințată, prin jertfa crucii mamă plină. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a târnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bună voie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. O, Iisuse, fă ca moartea Ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru Tine, și la sfârșit să ajung printr-o moarte bună la viața cea veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când trupul îi da șoste pe cruce, și ne brațele Mariei pus, cine ar putea simți mântuirea care plânge pe Iisus. Stațiunea 13-a. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dat jos de pe cruce și pus în brațele mamei sale îndurerate. O sfântă mamă a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă să vezi în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curge sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus e venegropat cu jale, într-un mormânt nou și curat, să-i dăm și noi ca locuinețe, un suflet bun nebivinovat.
Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este înmormântat într-un mormânt nou și curat. O, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție, pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie, și să te primesc vrednicește și cu evlavie, pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost pricina, așa de mult ai suferit, dar Tu ne marea ține durare, ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Doamne, Tu ai înviat. Mormântul este gol. După atâtea suferințe Te-ai arătat mamei, femeilor, discipolilor, pentru a schimba durerea în bucurie, suferința în pace, disperarea în seninătate. Tu ai vrut să-i întâlnești pe toți cei care au avut încredere, speranță și credință în Tine și i-ai vindecat. Mulțumim, Iisuse, pentru cuvintele pace vouă, nu vă temeți, eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că spiritul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Precum ai vindecat credința și iubirea lui Toma, Doamne, vindecă iubirea și credința noastră. Fă să trăim credința pascală, reînnoită, înviată, vie. Iisuse, dăruiește-ne harul de a Te întâlni și de a Te recunoaște acolo unde ești și unde ne aștepți, în sfintele Tale taine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, rugăciunea Sfântului Augustin. O Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii lepădat de iudei, vândut de Iuda cu o sărutare, legat cu funii, dus la moarte ca un miel nevinovat, dus înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, încoronat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, dezbrăcat și pironit pe cruce, întovărâșit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și rănit cu o suliță. Te rog, Doamne, prin aceste dureri ale Tale, ce eu, păcătosul, le meditez acum cu evlavie și prin sfânta Ta cruce și moarte, eliberează-mă de munca veșnică a iadului și du-mă acolo unde ai dus pe tâlharul cel răstignit cu Tine, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Ne rugăm după intențiile Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței. Adu-ți aminte! O,
O prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, Cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, Cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însupleții de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maică Fecioară a Fecioarelor, la Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecii vie nu te supăra pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Astăzi, actul penitențial de la începutul Sfintei Liturghii se omite pentru că în locul lui vom primi după predică îndată cenușa pe capetele noastre în semn de pocăință. Să ne rugăm! Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul să începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân, să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nupțială. Între vestibul și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului, și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul Tău și nu da moștenirea Ta ocării, ca neamurile să stăpânească peste ei. De ce să se spună printre popoare? Unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara Lui și este milă de poporul Său. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. După marea Ta bunătate și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Cunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și ce rău înaintea Ta am săvârșit. Amin.
și un Duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, el a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în el. Deoarece noi colaborăm cu El, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci El spune: la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului. Ascultați glasul Domnului. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea răsplată. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie înascuns și tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața,
ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi creștini care ne urmăriți prin mass media. În anul 2007 am avut harul de a merge cu părintele Egidiu și câțiva colegi preoți la Lourdes. Și pentru că nu cunoșteam în detaliu drumul, am luat cu noi un navigator, ori un GPS. Știm toți azi cum funcționează un GPS, scriem adresa și ni se indică ce străzi să urmăm. Dacă are și sonor, o voce îți spune, pe prima stradă ia-o la dreapta. Uneori când intram în orașe, ori din cauza aglomerației din circulație, ori neatenției, pierdeam drumul. Atunci, pe un ton rugător, vocea ne spunea, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Cred că această imagine este foarte bună pentru timpul pe care îl începem azi în Miercurea Cenușii, timpul postului mare. Viața noastră pe pământ este o călătorie. Noi suntem pelerini. Cunoaștem clar destinația, Dumnezeu, cerul. Știm și mijloacele necesare pentru a ajunge acolo. Faptele bune, biserica, adică acea comuniune a credincioșilor, sacramentele, Biblia, rugăciunea, postul. Cu toate acestea, uneori, din cauza faptului că suntem distrași, din cauza aglomerării din viața noastră, ori a neatenției, când ajungem la o răscruce de drumuri în viața noastră, facem o alegere proastă și o luăm pe un drum greșit. Dacă îl urmăm, nu avem cum să ajungem la destinație. Și atunci Domnul, în bunătatea sa, ne strigă prin glasul bisericii, prin cuvintele Bibliei, ale unui preot, prin sfaturile unui prieten, ale soției, ale soțului, Dumnezeu, cu brațele larg deschise și ochii plini de nostalgie, ne imploră, întoarceți-vă la mine din toată inima. Sunt cuvintele profetului Ioel. Uneori e greu să auzim acest glas pentru că încet, încet noi ne-am obișnuit cu delăsarea, neatenția și răul din viața noastră și nici măcar nu ne dăm seama că ne-am rătăcit. Postul mare este acest timp în care Domnul ne invită, întoarceți-vă, renunțați la păcatele voastre, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Aceasta este convertirea. E tema centrală a postului mare. Convertirea este întoarcerea de la păcat la Dumnezeu cu întreaga ființa noastră. Aceasta este tema și reflecției din seara aceasta. Vor urma alte teme, vineri seara vom medita la ispite,
Ne vom lăsa călăuziți în acest timp al postului mare de cuvântul bogat al lui Dumnezeu din Biblie, ori vom reflecta la alte teme, cum spuneam, ispitirile, alegerile pe care le facem în fiecare zi, păcatul, virtuțile, virtutea speranței, calea crucii și când ne vom apropia de Paști, vom medita la cruce. Crucea noastră de fiecare zi, care ne nebunește, dar ne mântuiește, ne modelează viața. În toate acestea vom căuta două lucruri: să ne cunoaștem mai bine pe noi și să-L cunoaștem și să-L simțim mai bine pe Dumnezeu. În această seară, ca să înțelegem mai bine ce este postul și ce este convertirea, voi apela la trei povestiri adevărate. Prima dintre ele ne spune ceva despre noi. A doua ne spune ceva despre relațiile cu semenii noștri, iar a treia ne va spune ceva despre Iisus. Vă rog să le ascultați, nu așa cum ne uităm la televizor, dar cu urechi și inimi pline de credință. Ele nu sunt obiecte de divertisment, figuri oratorice, ci au scopul de a ne oferi imagini care ne creează dispoziții sufletești fundamentale pe care să le dezvoltăm în timpul postului mare. În prima povestire e vorba despre doctorul Scott Peck, un psihiatru în al doilea război mondial și un scriitor foarte bun. Una din cărțile sale a fost vândută ca și cea mai vândută carte a anului în 1984. El povestește cum a făcut consiliere cu un sergent de carieră angajat de armata americană staționată în Okinawa, în Japonia. În 1950, acest sergent avea probleme foarte grave și era consiliat de doctorul Peck. În aceste ședințe, sergentul nega că e alcoolic și chiar faptul că pentru el consumul de alcool era o problemă. N-ai ce face seara în Okinawa decât să bei, spunea sergentul, justificându-și comportamentul. Peck l-a întrebat dacă îi place să citească, iar sergentul a răspuns că da. Așa că doctorul i-a sugerat că mai bine ar citi decât să bea. Nu, a răspuns sergentul, în cazarma noastră e prea multă gălăgie, suntem prea mulți soldați la un loc. N-ai putea să mergi la bibliotecă? Nu, biblioteca e prea departe, a răspuns sergentul. Confruntat cu faptul că biblioteca nu e mai departe decât barul, sergentul a recunoscut că de fapt nu prea îi plăcea să citească. Atunci doctorul i-a spus să meargă la pescuit, ceea ce îi plăcea militarului, dar acesta a răspuns că în timpul zilei era la serviciu, iar noaptea nu se practica pescuitul în Okinawa. Peck insistă și îi spune că el cunoaște pescari care merg noaptea la pescuit și că i-ar putea face cunoștință cu ei. Dar deodată sergentul recunoaște că nici pescuitul nu îi plăcea așa de tare. Așadar, zise doctorul, ca să recapitulăm, sunt lucruri pe care ai putea să le faci aici pe insulă, dar orice ți-aș oferi, vei alege băutura în locul lor. Da, bănuiesc că ai dreptate, a răspuns sergentul. Și întrucât ești pe cale de a fi dat afară din armată, se pare că ai o problemă mare, nu-i așa? Sergentul a izbucnit cu furie. Insula asta face pe oricine să bea. Iubiți credincioși,
Sergentul acela suntem noi. Nu pentru că bem, ci pentru că întotdeauna ne justificăm comportamentul nostru mai puțin creștin. Povestirea aceasta ne dezvăluie viața noastră, îndărătnicia noastră, orbirea, pretextele pentru a păcătui, refuzul de a recunoaște că avem probleme, că suntem păcătoși. Fără a spune ca cei de la Alcoolicii Anonimi, bună, eu sunt Lucian și am o problemă, sunt un păcătos, nu există convertire. În postul mare, doctorul Beck e aici, în fața noastră, ori la spatele nostru, și ne șoptește că este timpul să devenim serioși, să încetăm a ne mai minți pe noi înșine și să mergem la spovadă. Da, e timpul să ne spovedim păcatele, nu pretextele, nu scuzele noastre. E timpul să fim sinceri, onești, și ne datorăm acest lucru, această sinceritate, în primul rând nouă, și apoi și lui Dumnezeu și aproapelui. E timpul să ne batem pieptul, să recunoaștem păcatele în față și pe nume și să strigăm, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. A doua povestire, imagine necunoscută tuturor. O mamă pe nume Sue stătea deasupra cuvetei în bucătărie, pregătind cu grijă cina, curățând cartofii. Unul din copiii ei, Ștefan, în vârstă de 3 ani, se juca în apropiere. La un moment dat, femeia a simțit că Ștefan o trăgea de fustă, strigând, Mama, mama! I-a dat din cap și a îngânat un da, după care a continuat să curețe cartofii. Apoi Ștefan a strigat-o de mai multe ori pe mamă, în timp ce o trăgea de fustă. Reacția mamei a fost asemenea celei din tâi. Trec 5 minute. Ștefan încearcă iar să-i atragă atenția mamei, trage tare, insistă, strigă aproape. În sfârșit, mama lasă treaba deoparte și se apleacă la nivelul copilului. Ștefan îi ia fața mamei în mânuțele lui durdulii, întorcându-i capul drept în fața ochilor lui și îi zice, Mamă, nu vrei să mă asculți cu ochii? Cred că în această povestire ne regăsim toți. Și noi facem mai multe lucruri deodată, tratându-i pe oameni fără atenție, pe cei dragi ai noștri, pe cei pe care îi iubim și care au nevoie de noi. Da, ne lăsăm distrași de la lucrurile importante. Tot timpul vorbim la telefon, ori verificăm mesajele, stăm în fața computerului, ori a televizorului, și în tot acest timp, semenii noștri, aproapele nostru și dragii noștri, nu au nevoie decât să-i ascultăm cu ochii, adică să le dăm toată atenția noastră, să-i facem să simtă că ei sunt importanți pentru noi. Iar bolnavii, săracii și cei nevoiași vor și ei să ne țină fața în mâini, astfel încât să-i vedem și să le răspundem, așa cum făcea Maica Tereza de Calcuta. Această relatare ne spune ceva despre cum ar trebui să fie relația noastră cu aproapele, să-i dăm toată atenția.
Așadar, dacă ne-am luat propuneri pentru postul mare, ce să facem, să venim la calea crucii, orice să evităm, ori la ce să renunțăm, la un păcat, toate aceste lucruri, desigur, sunt bune. Să nu uităm totuși că adevăratele provocări spirituale se află chiar în fața ochilor noștri și noi nu le vedem. Fiți atenți la soț, la soție, la copii, la bunici, la colegii de muncă, la șefii și la subalternii noștri, să fim atenți. Ascultați-l pe aproapele și pe cei dragi cu ochii. În postul mare, spune Papa Francisc și subliniază Preasfințitul Păuleț, să fim mai atenți să spunem cuvinte care încurajează, care întăresc, care dau putere, care consolează, care stimulează, în loc de cuvinte care umilesc, care întristează, care supără, care disprețuiesc. Iar uneori, pentru a da speranță, este suficient a fi o persoană gentilă, ca Iisus. El era un gentleman, care, o persoană gentilă să fim, care pune deoparte preocupările sale și urgențele sale pentru a acorda atenție, pentru a dărui un zâmbet, pentru a face posibil un spațiu de ascultare în mijlocul atâtor indiferențe. Această atitudine ne promite, sigur, o spiritualitate mai profundă, ne face să creștem real, ceea ce este scopul adevărat al postului mare. În sfârșit, o povestire despre Iisus. Părintele Bob Roberts a primit un telefon de la spital. Asistenta l-a anunțat că Georgiana, o doamnă din parohia lui, dorea să-l vadă pentru că fiul ei tocmai murise. Părintele a plecat în viteză spre spital cu gândurile la beata femeie. O cunoștea vag, știa că lucrase cu grupul de familii tinere, așa că putea măcar să înceapă pe un ton familiar. Totuși nu-și amintea să o fi văzut vreodată cu un copil și era șocat să afle că acel copil murise. Când a ajuns la spital, a fost condus pe un hol întunecat unde a găsit-o pe Georgiana chiar la ușa salonului unde era copilul ei. Mulțumesc că ai venit, a deschis discuția Georgiana și a început să-i spună povestea sfâșietoare a copilului ei, Jimmy. Jimmy se născuse cu multiple deficiențe fizice și mentale. În timp ce vorbeau, au intrat în salonul unde era întins copilul. Era încă conectat la tot felul de tuburi medicale. Părintele Roberts era șocat de ceea ce vedea. Jimmy era slab, cu mult mai mic decât un copil de 7 ani. Trupul mic era strâmb, convulsionat și diform. Părintelui îi era greu să-l privească fără să tresară. În schimb, Georgiana nu. Se uita la fiul ei cu ochi plini de iubire, fără margini. Îi atingea fața, vorbea liniștită cu el, deși el nu o mai putea auzi. Ea săruta cu gingășie obrajii de mai multe ori. Georgiana i-a zis părintelui cât de mult însemna Jimmy pentru ea și cât de mult avea să-i simtă lipsa. Apoi preotul a avut o revelație, o descoperire. Și-a dat seama că în timp ce el privea la trupul schimonosit al copilului și fără viață, aproape dincolo de orice asemănare cu un om, Georgiana îl vedea frumos, ca pe o ființă umană dragă și își copleșea copilul cu gesturi de iubire, nemeritată,
nejenată, neobosită. Biți credincioși, vă dați seama ce încerc să spun. Iisus ne vede și pe noi la fel. Oricum ar fi, oricum am fi, oricum ne-ar vedea alții, orice ar fi în noi cu adevărat, poate suntem nedemni, de neiubit, deformați de păcat, defecți, păcătoși, Iisus ne iubește cu o dragoste nepotolită, mântuitoare. El nu obosește niciodată să ne iubească. Și în timp ce în post noi ne mărturisim păcatele și facem pocăință așa cum și trebuie, să ne amintim în același timp că iertarea, compasiunea și dragostea lui Iisus fac și ele parte din misterul pascal, din misterul postului mare, prin urmare. Am terminat povestirile, am terminat predica, dar am o sugestie la sfârșit. Dragii mei, dacă doriți să purtați în suflet o imagine care să vă provoace, să vă scuture, poate chiar să vă deranjeze, o imagine care în același timp să vă dea putere și speranță, puteți alege una din aceste trei imagini. Prima: noi suntem sergentul care refuză cu încăpăținare să recunoască faptul că are o problemă, că suntem păcătoși. Ori a doua: Iisus ne iubește mai mult decât mama Georgiana pe copilul ei, Jimmy. Ori a treia: imaginați-l pe Iisus ca fiind micul Ștefan, care vă trage de mânecă și vă spune: ascultă-mă cu ochii, pe mine, pe Iisus. Adică pune deoparte ceea ce te distrage și te ține departe de mine și dă-mi toată atenția ta în aceste 40 de zile de post. Da, ascultă-mă cu ochii și cu inima. Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu stăruință pe Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl Ceresc, să binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă pe care ne-o punem pe capetele noastre în semn de pocăință. Dumnezeule, care te înduri de cel smerit și te împaci cu cel care face pocăință, apleacă-ți urechea cu bunătate la rugăciunile noastre și revarsă binevoitor harul binecuvântării tale asupra slujitorilor tăi care vor primi cenușa. Dăruiește-le harul ca, străbătând cu fidelitate calea celor 40 de zile de post, să se învrednicească a ajunge cu suflet purificat la celebrarea misterului pascal al Fiului Tău, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Așa cum ați auzit din anunțurile noastre, nu vom mai spune la fiecare în parte, ne cere Sfânta Biserică, din cauza pandemiei, cuvintele pe care le spuneam în fiecare an.
Voi spune doar o singură dată aceste cuvinte acum și apoi veți veni în procesiune ca la împărtășanie și noi vom lăsa să cadă puțină cenușă peste capetele dumneavoastră în semn de pocăință. Așadar, convertiți-vă și credeți în Evanghelie.
Domnul care vede în inima omului, ne-a adunat sub semnul cenușii sfinte ca să începem drumul de convertire și reconciliere cu umilință și cu bucurie. Încrezător în milostivirea sa infinită, să-i adresăm acum rugăciunea noastră spunând: Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca Biserica, vestind și celebrând iertarea lui Dumnezeu, să fie pentru lume semn și instrument de reconciliere, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca toate comunitățile creștine să împărtășească neliniștea, sărăcia și speranțele oamenilor de astăzi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca ascultarea cuvântului, convertirea, rugăciunea, angajamentele de la botez și iubirea să reînnoiască profund raporturile noastre cu Dumnezeu și cu frații, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca apelul cenușii sfințite la condiția muritoare a omului și la nesiguranța succeselor sale să favorizeze întâlnirea cu Dumnezeu, izvorul adevărat de viață și de mântuire, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca săracii și cei care suferă să primească mângâierea ajutorului fratern și să participe cu bucurie pe drumul speranței poporului lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca ceremonia impunerii cenușii să nu rămână ruptă de viața concretă pe care o trăim zi de zi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Primește, Părinte Sfânt, rugăciunile noastre și dă-ne harul de a rămâne fideli față de hotărârile pe care le luăm astăzi, pentru a fi aflați demni să participăm la sfârșitul acestui timp de har la întâlnirea cu Hristos cel înviat, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-te să ne dai harul ca prin fapte de pocăință și de iubire să ne învingem pornirile rele și astfel, curățați fiind de păcate, să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău,
El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm cântând într-un singur glas. Doamne, izvorul a toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, până cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Amen.
Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta.
Tainele primite să ne întărească, Doamne, să putem trăi aceste zile de post, astfel încât ele să-ți fie plăcute ție, iar nouă să ne fie spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adunat în număr așa de mare astăzi, în prima zi de post, aici, în casa lui, împreună cu Preasfințitul Petru, toți preoții din altar, dumneavoastră, număr chiar impresionant de mare, și sunt convins că și în toate bisericile, parohiile noastre din dieceza de Iași, numărul credincioșilor a fost la fel de mare. Am primit pe capetele noastre cenușa în semn de pocăință, exprimând dorința de a merge pe urmele lui Hristos, pe drumul crucii, care se încheie, cum ați văzut și în calea Sfintei Cruci, cu ultima stațiune, învierea lui Iisus din morți. Dar la înviere se ajunge prin cruce. Îi mulțumim părintelui Lucian Păuleț pentru că a acceptat să ne țină predicele în timpul postului mare, deschizându-le cu predica din seara aceasta, și ne-a dat posibilitatea să alegem un model din cele trei. Putem alege două sau pe toate trei, numai să ne angajăm trup și suflet pentru a face ceva concret, implicându-ne personal pentru a realiza convertirea, pentru a fi mai buni. Vă doresc din toată inima succes pe acest drum și o rugăm și pe Fecioara Maria să fie alături de noi pe acest drum greu al crucii, ca la final să ne bucurăm împreună cu ea de slava învierii. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Thank you.
suntem la finalul unei transmisiuni speciale, a unei sfinte liturghii în zi specială, Sfânta Liturghie din Miercurea Cenușii, cu impunerea cenușii pe creștetul credincioșilor care au participat la această Sfântă Liturghie, cu siguranță chiar și cei de acasă, poate bolnavi, bătrânii, cei care nu au reușit să ajungă astăzi la Sfânta Liturghie, au primit cenușa, chiar dacă într-o formă spirituală, să spunem așa, acea cenușă care, deși ne amintește că suntem pământ, suntem țărână, spunea Sfântul Părinte Papa Francesc atât de frumos astăzi la predică, este o țărână, suntem o țărână de care Dumnezeu este îndrăgostit pentru că a suflat peste noi cu Duhul Său cel Sfânt viață. Așa este, am rămas și eu impresionat, așa cum spunea și Preasfințitul Iosif la sfârșitul acestei celebrări emoționante. Au fost mulți oameni care au dorit să înceapă acest drum, acest pelerinaj al credinței și știm că mulți dintre dumneavoastră, cei care ne priviți acum, ați dorit, poate ați și dorit să participați în biserică la aceste celebrări, dar poate că nu ați putut și ați ales și această cale de a vă uni împreună cu noi în rugăciune pentru a începe acest pelerinaj spiritual, timpul celor 40 de zile cu această zi de miercuri, Miercurea Cenușii. Și noi încercăm să vă transmitem în continuare aceste celebrări. Vă mulțumim că ne sunteți alături, vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le oferiți și împreună știm că putem să facem mai mult, pentru că vedem această dorință a dumneavoastră, a voastră, dragi prieteni, de a continua această comuniune în rugăciune. A fost o transmisiune bogată, 2 ore am fost împreună în rugăciune, mai întâi pentru devoțiunea Calea Sfintei Cruci, atât de emoționantă, dar mai mult decât atât, cred că plină de semnificație și prin exemplul pe care păstorii noștri, episcopii noștri, ni l-au dat, purtând crucea și recitând rugăciunile de la Calea Sfintei Cruci, iar apoi la Sfânta Liturghie, la care de asemenea au fost prezenți ambii episcopi, Sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleți, au fost alături Preasfințitul Petru Gherghel, Părintele Egidiu Condac, vicar episcopal, dar și Părintele Lucian Păuleți, de care amintea și Preasfințitul, cel care va ține predicile tematice. În acest timp binecuvântat au fost numeroși preoți care slujesc aici în episcopie, dar și credincioși. Rugăciunea, așadar, pe de o parte, pe de altă parte vedem sacramente, dar și chemare la ne gândi la ceilalți, atât prin predică, cât și prin postul, care asta înseamnă, nu? Rugăciune, post și pomană. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. E această chemare pe care o auzim și noi în aceste zile, încercăm să ne întoarcem de pe drumurile noastre, să vedem unde ne aflăm, așa cum spunea și Papa, apoi și Preasfințitul nostru Iosif Păuleț în scrisoarea pe care a trimis-o în aceste zile, la început de post mare, pentru a ne reînsufleți cele trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea și dragostea. Pentru că avem nevoie, iată, Dumnezeu ne oferă acest timp de har pentru a ne redresa viața, pentru a vedea unde ne aflăm, pentru a ne reînsufleți iubirea și pentru a ne apropia mai mult de El. Pentru că avem nevoie să ne descoperim și așa de frumos amintea Alexandra de omilia Papei când vorbea printre altele și despre această apropiere pe care Dumnezeu o are față de noi, așa cum este un tată atunci când copilul cade, când e un copil mic, când începe să meargă și se întâmplă să mai cadă și el are nevoie de acest sprijin al tatălui care stă, e alături, privește și el intervine, e mereu alături de noi și de acest timp sfânt să ne ajute într-adevăr să îl descoperim pe Dumnezeu ca un tată care ne este alături și chiar dacă noi cădem, pentru că avem fiecare problemele noastre, greutățile pe care le parcurgem, poate viciile noastre, aceste lucruri mai întunecate din viața noastră, dar atunci când îl vedem pe Dumnezeu ca un tată iubitor, să putem să ne încredem
că El ne însoțește și vrea, sigur, să mergem pe drumul cel bun și să putem astfel, atunci când iubirea vine în întâmpinarea noastră, iubirea lui Dumnezeu, să răspundem și noi cu iubirea noastră și să mergem așa cum își dorește și El, să mergem pe drumul cel bun, ducând această iubire și celor din jur. Părinte Adrian, ați fost vocea care la această Sfântă Liturghie a rostit rugăciunea credincioșilor și ultima invocație se referea chiar la gestul de a primi cenușa pe creștetul nostru, ca El să nu rămână departe, dezlipit cumva de viața noastră de zi cu zi, cumva să nu rămână ceva pe care îl primim astăzi, azi, Miercurea Cenușii, și de mâine revenim la zilele noastre, la munca noastră, fără să rămânem atinși de această cenușă. Și mi-am amintit, tot legat de omilia Papei Francis de astăzi, spunea El, astăzi ne plecăm capul ca să primim cenușa. Odată terminat postul mare, ne vom pleca mai mult ca să spălăm picioarele fraților. Postul mare este o coborâre umilă înăuntrul nostru și către ceilalți. Deci Miercurea Cenușii se leagă de toate zilele postului mare, se leagă de Triduum, se leagă și de Paște. Și se leagă de viața noastră de fiecare zi, așa cum ai observat și chiar am simțit și eu acea intenție, așa, într-un mod deosebit, ca să nu ne oprim doar la celebrările din biserică, da. Pentru că ceea ce trăim noi în biserică trebuie să se transforme în viață. Această cenușă, această dorință de a începe postul mare trebuie să se transforme cu adevărat în gesturile noastre pe care le facem oriunde ne-am aflat, fie în familie, fie la locul de muncă, fie în mijlocul prietenilor. Și totodată, iată, este această legătură pe care trebuie să o simțim, trebuie să punem în viața noastră ceea ce trăim la biserică, pentru că harul lui Dumnezeu pe care îl întâlnim, mai ales în sacramente, poate să ne însuțească și să ne dea această forță a iubirii pentru viața noastră de fiecare zi. Și atât ne putem folosi de aceste predici tematice, ne putem folosi de tot ceea ce ne oferă biserica în aceste zile pentru a crea această legătură, nu, dintre celebrări și viața noastră. Și o astfel de, sau un astfel de mijloc este și cateheza pe care preasfințitul nostru Iosif a dorit să o reia în acest timp binecuvântat, în timpul postului mare, începând chiar de mâine. Vor fi 6 cateheze. Așa este, deja de mâine seară începe acest pelerinaj al preasfințitului prin dieceză, va începe cu prima cateheză la Bacău, Sfântul Nicolae, Bacău Centru, așa cum e cunoscută această biserică, această parohie, și după aceea vor fi în fiecare zi de joi, în această perioadă, aceste cateheze ale preasfințitului, și îi invităm pe toți cei care ne privesc și acum și să-și facă timp pentru a urmări aceste cateheze, pentru că urmează tema scrisorii pastorale pe care episcopul nostru, preasfințitul Iosif Păuleț, a trimis-o în preajma acestui an pastoral, la începutul acestui an pastoral, în care vrea să reînsuflețească speranța în timpurile acestea dificile. Și noi putem să facem acest lucru și este și invitația preasfințitului Iosif din mesajul video pe care ne l-a oferit astăzi. Ne spunea că dacă nu putem să participăm la Sfânta Liturghie sau poate chiar ca o legătură vie pe care putem să o facem noi în familiile noastre, să ne rugăm acasă. Să facem acasă calea Sfintei Cruci. Ce frumos ar fi, nu? Să fie părinții împreună cu copiii, cu bunicii, poate, să se roage împreună calea Sfintei Cruci, să medităm la suferințele Mântuitorului și să ne apropiem mai mult de ceea ce vrea să ne transmită acest timp sfânt, să ne apropiem mai mult de iubirea lui Dumnezeu manifestată prin purtarea crucii sale, prin suferința, moartea și, bineînțeles, vine finishul, la capătul acestui timp sfânt este învierea. De aceea putem și noi acasă să facem această devoțiune a căii Sfintei Cruci, Sfântul Rozariu, împreună cu Sfânta Fecioară Maria, să medităm aceste misteri ale mântuirii noastre. Așadar, invităm pe cei de acasă
să urmărească și aceste cateheze pentru cei care vor fi pe frecvențele RCIS Media pe internet chiar joi seara. Dacă nu, acestea vor fi înregistrate și vor putea fi urmărite pentru cei care poate vor participa la Sfânta Liturghie joi seara în propriile parohii. Le reamintim celor de acasă. Mâine, Preasfințitul așadar, va fi la Bacău. Pe data de 25 februarie se va afla la Onești, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Paul. 4 martie la Roman, Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus. 11 martie Hlăucești, Biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria. 18 martie Piatra Neamț, Biserica Sfântul Iosif Muncitorul. Și 25 martie Biserica Sfântul Ioan Nepomuc din Suceava. Îl așteptăm așadar pe Preasfințitul Iosif în parohiile noastre, în decanatele noastre, pentru că dorește să îi întâlnească, să-și întâlnească turma, așa cum îndeamnă și Papa Francis de atâtea ori preoții să simtă mirosul oițelor, mirosul turmei. Iar echipa noastră RCIS Media îl va însoți pe Preasfințitul nostru Iosif în locurile în care va ajunge pentru a vă transmite aceste cateheze, pentru a vă fi alături și pentru a ne face și noi acel canal prin care să ajungă aceste cateheze ale Preasfințitului, dar și Sfintele Liturghii pe care le va celebra înainte de cateheză în aceste diferite locații. Totodată, această echipă, RCIS Media, care noi ne vedem acum, Alexandra, dar sunt atâția colegi care, iată, din spatele camerei de filmat, din spatele pupitrelor, știu, video și sau mixerului audio, fac ca această transmisiune, aceste transmisiuni să ajungă în casele dumneavoastră. Am putea să-și amintim, ca să îi amintim pe colegii noștri, cei care ne sunt alături în transmisiunile noastre. Așa este, le mulțumim colegilor noștri de la Regia Tehnică, lui Edi Lucaci, de la Imagine în această seară, Gabriel Măriuț, de la Sunet, Silviu Jitaru și Andrei Oancea și, bineînțeles, toate imaginele acestea drăguțe, grafica, de grafică se ocupă colega noastră Andreea Dima. Împreună formăm RCIS Media. Și împreună cu Silviu Dogariu, care Silviu Dogariu susține aceste transmisiuni. Inginerul nostru. Noastre. Așa este. Vă mulțumim. Mulțumesc, Alexandra, și mulțumim. Eu, Părintele Adrian, vă mulțumim pentru că ne sunteți alături și sperăm ca în continuare să avem transmisiuni cât mai bune, tehnice, dar și mesajul să ajungă la inima voastră, dragii noștri prieteni. Așa este, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și în această seară pentru comuniunea de rugăciune și vă dorim un post rodnic, un post binecuvântat.